În această seară am revenit cu un haul în care voi prezenta câteva produse alimentare pe care le-am cumpărat în această seară. Este un haul cumva atipic pentru YouTube-ul românesc, pentru că eu personal nu am văzut nicio altă persoană din România care să facă un asemenea clip. Știu totuși că în afară sunt foarte apreciate, mie personal îmi place să le urmăresc și sper să vă placă, cumva să creez un precedent. Bun, să începem. Voi menționa că am fost la magazinul Bila. Deci veți vedea că multe dintre produse sunt din gama proprie Clever. Am cumpărat o pungă cu fistic, aceasta are 200 de grame. Am cumpărat o cutie cu smântână, tot 200 de grame are această cutie. Am mai cumpărat două cutii cu roșii cherry, fiecare cutie de câte 250 de grame. Lapte de gresat, o pungă cu făină Dobrogea, un iaurt de gresat Zuzu, o cutie cu 10 ouă, 5 fructe de kiwi, 4 mandarine, 2 ardei roșii, am mai cumpărat o varză pentru că în acest weekend vreau să gătesc, o cutie cu brânză topită cu șuncă, piept de pui dezosat, am mai cumpărat o pungă cu mere verde, această pungă are 150 de 1 kg și jumătate. Mi-au trebuit câteva verdețuri proaspete, aș vrea să găsesc mărar și pătrunjel, totuși nu aveau, am găsit doar o legătură de mărar care arăta îngrozitor de rău. Și apoi când m-am îndreptat spre ieșire, am văzut că în gama de produse congelate au aceste cutiuțe cu verdețuri și am luat una de pătrunjel și una cu mărar. Am mai cumpărat un tost integral, câțiva dovlecei și un pachet cu telemea. Toate aceste cumpărături au ajuns la 123 de lei și 20 de bani. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit, sper să vă fi plăcut și vă aștept cu drag pe canalul meu. Pa, pa!